UPL vă recomandă Argos, inhibitor de încolțire a cartofilor pe durata depozitării. Doamnelor și domnilor, am revenit în direct aici la Agricultura, la Raport. O să continuăm să discutăm despre accesarea fondurilor europene, dar până atunci aș vrea să întreb și pe invitații mei cum li se par aceste măsuri pe care ni le-a enumerat domnul ministru plenipotențiar, șeful secției de agricultură, reprezentantul României în Parlamentul European, domnul Achim Irimescu. Vă rog. Dau cuvântul doamnei Fechete, dacă dorește să înceapă. Da, în principiu, cum se vede, deci se dă deci, sprijinul noul PAC înseamnă că va oferi un viitor durabil fermierilor, dar după mine reforma verde ar trebui puțin modificată, pentru, deci politica agricolă verde, mai echitabilă, cum am auzit, dar noi nu suntem pregătiți pentru să fim mai verzi. Eu zic că cel puțin 5 ani, 6 ani va mai dura, dacă nu 10, să ajungem la nivelul Europei. Domnul Doța? Da, de fel consider și eu această cu biodiversitatea o să fie un impediment pentru fermieri, deoarece nu toată lumea este pregătită, bineînțeles, și condiționarea pentru folosirea cât mai puține pesticide, erbicide, o să fie destul de mare problemă, pentru că se știe că oarecum, oricum, aceste pesticide și îngrășăminte au crescut, mulți nu-și mai permit nici să le cumpere. Dacă ne referim la fermierii mijlocii, să zicem, și condiționarea, încât să zic, parcă era un procent de 30% de producție ecologică, consider că este destul de mult, destul de mult, iar nu consider că se va putea îndeplini. Da, sunt câteva criterii extrem de greu de îndeplinit. Acest 25% să fie pe parte de verde, de mediu. Da, spunea domnul Irimescu că va fi media Uniunii Europene, la nivel de Uniune Europeană, deci nu România trebuie să ajungă să îndeplinească acest procent, că ar fi destul de greu. Am remarcat așa câteva lucruri, dar o să continuăm discuția asta și dezbaterea asta mâine seară, tot aici la Agro TV, la Agricultura, la Raport, când va fi invitată doamna Carmen Avram, europarlamentar, reprezentantul României acolo în Parlamentul European, la Comisia de Agricultură, și vom dialoga vis-a-vis de acest vot final care a fost dat chiar astăzi pe pachetul de politici pentru agricultură, noua politică agricolă comună 2023-2027. Ne reîntoarcem la subiectul nostru din această seară. Domnul Mihai din Satu Mare este alături de noi prin telefon. Bună seara! Bună seara, domnul Ghinea, respecte pentru dumneavoastră și doamna Gabriela Pechete și invitați dumneavoastră care nu-i cunosc bine numele. Domnul Răzvan Doța. Îmi pare bine și văd că este un om de calitate și cu intenții bune. Așa e. Vă ascultăm. Domnul Ovidiu, ce rugăminte am? În legătură cu... Am doi băieți în diaspora, mai ales în Franța. Da. V-am sunat înainte cu câteva luni, 6-7 luni, era domnul Vișu Iliescu și dumneavoastră și era domnul coleg încă, nu mai știu. Domnul Păunel, probabil. Da. Și v-am spus că acolo, în Franța, am tuns oi, am făcut tot diverse lucruri. Acum ne-am întors din diaspora acasă. Am cumpărat 20 de vițe, 22 mai exact. Și vreau să văd că cu 10 hectare de pământ și 22 de vițe, dacă acum înscriu în momentul ăsta, că au la doctorul veterinar, au de vreo 5-6 luni înscriși, dacă am șanse să fac ceva, un proiect sau ceva. Bun, haideți să vorbiți cu doamna Fechete, că e chiar de acolo, din Satu Mare, dar știți cum e. Din Satu Mare, ca să ajungi la Satu Mare, trebuie să treci prin București. Da, știu. Pe aici, bine, pe la Agro TV. Da? 10 minute, știu. Bun, am înțeles. Mulțumesc. Vă rog, doamna Fechete.
Bună seara! Deci, în principiu, în momentul de față, soluții nu prea pot să vă dau sau nici băieților dumneavoastră. Singura măsură cu exploatația pe care o aveți ar fi 6-3, dar aici ar trebui să aveți o vechime de cel puțin 2 ani la APIA sau la veterinar. Nu știu, în momentul de dacă aveți. Deci, rugămintea mea să vă explic. Deci, eu am din 2012-2015 un AF, persoană fizică autorizată, pe numele meu. Ați accesat 141? N-am accesat, nu, niciodată. Am avut atunci, aveam 6 vaci în vremea aia, după aia am plecat în Franța, am lucrat o vreme și ne-am întors înapoi din diaspora. Deci să înțeleg că aveți 2 ani, deci în acest caz doar dumneavoastră ați putea accesa. Nu știu pe numele dumneavoastră dacă aveți animale în momentul de față. Da, în momentul de față avem pe numele meu, da, PFA. Pe PFA am și am avut în urmă cu 20 de ani, 15 ani. Deci mai aveți cam două zile pentru depunerea proiectului. Deci dumneavoastră v-ați încadra pe această măsură. Băieții nu se încadrează cum au 6 luni doar. Da, am înțeles. Pe ce sumă ar fi asta? 15.000 de euro. Ah, da. Deci asta că minim, da, am înțeles. Ce rugăminte am? Ca să-mi dați numărul dumneavoastră și în legătură cu gunoiul. Dacă noi am auzit că un europarlamentar, nu știu cine era dânsul, zicea că gunoiul de graș, dacă îl depozităm pe terenul nostru, este un deranj, este o problemă. Da, trebuie să aveți o platformă provizorie, conformă, cât de cât, conform normelor. Și dacă spunem că terenul nostru este deranj, este poluare? Nu. Deci cu prima condiție trebuie să aveți. Puteți pe urmă depozita și pe teren, dar trebuie să aveți o platformă provizorie pe 6 luni de zile. Da, avem. Deci nu e un deranj, nu este o poluare, că am înțeles că vine amens, vine așa. Da, bine, mulțumesc. Deci ce rugăminte am ca să-mi dați numărul dumneavoastră dacă pot să ajung la dumneavoastră la birou dumneavoastră ca să-mi dați mai multe detalii? Puteți veni liniștit, dar nu mai aveți mult timp. Deci 2 zile, nu știu dacă ne încadrăm pentru depunerea proiectului. Am înțeles, nu o să ne încadrăm. Dar la primăvară să-mi dați o idee cum să pot bine, să fac. Bine. Bine, domnul Mihai, lăsați dumneavoastră dacă e telefonul, numărul de telefon în regie sau o căutați pe doamna Fechete acolo în satul mare, cum să procedăm, nu știu, cum e mai simplu, cum vă e mai ușor. Unde are birou, dânsă, cum spune? Unde aveți birou, doamnă? Nu este secret, mileniului 18 avem. Milionul? Mileniului 18. Strada Mileniului numărul 18. Bine, atunci o să iau legătura cu doamna și o să vedem ce se poate face până în primăvară, bine? Bine. Că mai am doi băieți am în Franța și vreau să se întoarcă. Avem și struți, avem 6 struți, avem mai multe. Și vreo 20 de hectare de pământ în total, dar vedem cum putem face, bine? E bine să mergeți la doamna la birou și să discutați acolo. Cu respect, domnul Ghinea și invitația dumneavoastră. Sănătate, mulțumim pentru telefon, Doamne ajută! Bun. Haideți să continuăm să discutăm despre fonduri europene. Vă propun să luăm în calcul măsurile 4.1, 4.2, 4.2a, 6.3, pentru că tot spunea domnul Mihai că mai sunt numai 2 zile, 16.4 și 16.4a. Cu care vreți să începem? Doamna Fechete, începeți dumneavoastră, începe domnul Doța. Domnul Doța, cred că eu am vorbit suficient. Bun, atunci începem cu domnul Doța cu 6-3. Da, 6-3, pentru că deși mai avem 2 zile, dacă potențialii beneficiari au deja începutul pregătirii documentației, să se grăbească să o depună cât mai repede, pentru că atât pe nivel național mai sunt fonduri disponibile, cât și pe zona montană. Ca un scurt rezumat, ce presupunea măsura 6.3, presupunea ca beneficiarul să aibă vechime minim 2 ani la APIA sau la medicul veterinar sau un registru agricol, trebuie să aibă o formă juridică PFA, IFE, SRL și, bineînțeles, să dețină o exploatație
cu o dimensiune între 4.000 de souri și 11.999. Momentan, pe fiind ultimul prag de depunere la măsura 6.3, avem 15 puncte de depunere, chiar în cadrul proiectului, ca să îndeplinești 15 puncte, se face foarte ușor. Bun. Și câteva acolo pentru energia regenerabilă, cum ar fi panouri fotovoltaice, agricultura de precizie, se fac foarte ușor 15 puncte, chiar mai multe. Dar, cum spuneam, timpul este foarte limitat, deoarece mai sunt două zile, în 26 se închide sesiunea. Practic, am cei care au dosarele gata, mai pot depune. Mi-e greu să cred că cine își întocmește de mâine un dosar se încadrează în cele două zile. Da, din păcate așa este. Documentația nu e chiar simplă, nu? Pentru 6.3. Documentația? Da, cam ca timp estimativ, cam o săptămână ar dura. Dacă are deja înființat, cu condiția să aibă deja înființat SRL-ul și societatea comercială. Bun, mai aveți ceva de completat pe 6.3, doamna Fechete? Nu, cred că în momentul de față e cazul să mai avem alte. Bun, atunci o să completez eu și o să rog pe cei din regie să luăm un solo spot. Suntem partenerii fermierilor care își doresc produse de calitate pe gustul consumatorilor. Un pas înainte cu ajutorul produselor Seminis, Copert și Agritecno. Bun, haideți să continuăm cu altă măsură. Văd că domnul Marcu Daniel întreabă de 7.1. Mă auziți? 17.1. Nu, da, 7.1. Pentru prime de asigurare. Dumnealui scrie de 7.1, dar eu cred că fie confundă cu 6.1, fie de 17.1, cea cu asigurarea de la AFIR. Da, da. Vă rog. Acum, pentru 17.1, deja sunt proiecte, destul de multe proiecte depuse. Pragul încă nu am ajuns. Deci mai sunt cam jumătate din valoarea alocată. Iar pe măsura 6.1 nu mai sunt fonduri. Deci s-a epuizat în luna octombrie. Acum ar fi bine să știm pe ce măsură dorește. Ca pentru prima de asigurare este o simplă cerere, se depune la AFIR în funcție de culturile pe care le are, dar în momentul de față asigurări nu cred că se mai fac. Deci și acolo șanse puține. Domnul Doța, mai vrea să spuneți ceva? Nu. A spus doamna Fechete tot ce trebuia. Am înțeles. Bun. Uitați că mai avem un telespectator tot din Satu Mare, domnul Ioan Zele. Are vârsta de 54 de ani, este din Satu Mare, are 15 vaci mame și 15 tinere din rasa Angus. 6 hectare de teren cu pomi și 50 de hectare pășune în arendă. Ce măsură aș putea să aplic? Cu exploatația pe care o are, s-ar încadra pe, acum depinde ce dorește domnul, s-ar încadra pe măsura 4.1.1 pe achiziții de utilaje. Am înțeles că vârsta are peste 40 de ani. Este concurență foarte mare, mai avem 3 zile pentru deschiderea următorului prag. Eu șanse nu văd, dacă nu are dosarul pregătit pe această submăsură, nu mai văd șanse. S-ar încadra unde văd eu că mai rămân bani pe zootehnic și acolo, dacă nu dorește utilaje sau doar utilaje, s-ar încadra. Cred că o lună de zile ar mai avea timp. Dar ar trebui să știm dacă are o entitate juridică, cel puțin 3 ani activitate, ar trebui să-și caute o cooperativă care ar mai accepta ca și membru acționar și ar mai trebui să facă investiții în partea de zootehnie, deci în platformă, în grajd, acum depinde ce are. Deci toate astea ar trebui să facă în decurs de 2-3 săptămâni. E foarte greu de înțeles.
Haideți să stăm de vorbă cu un alt telespectator, domnul Gheorghe Făsoi din județul Vâlcea. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm! O întrebare legată de submăsura 6.1, pentru care deja am depus proiectul în prima lună de depunere a proiectelor. Au venit reprezentanții AFIR în control și mi-au spus că cedenții de la care am preluat cele trei exploatații integral pentru care am obținut punctaj, trebuiau ca înainte să aibă pământurile în APIA și să fi depus cel puțin o cerere de plată. Ori în ghid nu este foarte clară acest aspect, dacă mă pot răuri, domnii. Da, sigur că da. Pentru, din ce înțeleg de la dumneavoastră, ați făcut preluare de exploatație pentru acel punctaj suplimentar. Închis se specifică că pentru acele exploatații care se iau prin procesul de preluare de exploatație, trebuie să fie depusă cel puțin o cerere unică la APIA. Asta presupune un minim de 12 luni. Dacă nu s-a îndeplinit, cei de la OJFIR pot să taie punctajul respectiv care a fost pentru preluare de exploatație. Puteți să spuneți punctual exact unde înghide să scris acest lucru, pentru că nici consultantul nu găsește. Și al doilea lucru, exploatațiile pe care le-am preluat nu puteau face obiectul unei cereri de plată, deoarece nu îndeplineau numărul de suprafață care era necesar pentru o cerere de plată în APIA. Și ca vechime, ce vechime avea exploatația? În APIA? Păi mai mult de 2-3 ani, pentru că exploatațiile respective erau băgate, ca să zic așa, de mine, în APIA, tot așa preluate înainte. Dar nu puteau să facă obiectul unei cereri de plată, deoarece nu îndeplinau suprafața minimă. Da, condiția în ghidul nou este transferul plății. Și în acest caz, cum nu s-a făcut plățile pentru cedentul, înseamnă că nici preluarea de exploatație nu este punctată. Deci a fost o condiție că preluarea plății, transferul plății. Eu în ghidul care îl descarc de pe AFIR nu există ce spune dumneavoastră și nici ce spune reprezentantul AFIR. De asta vă întreb exact unde este scris acest lucru, că nu este. Este o condiție, cred că este interpretabilă puțin, dar transferul plății, deci a fost introdusă în noul ghid. Da. Deci este interpretabilă. Rămânem la varianta. Atitudinea, da. Experților. Am înțeles. Bun, deci să-mi iau gândul în două cuvinte. Da. Bine, mulțumesc, seara bună. Sănătate, seara bună. Domnul Viorel Tache deține 10 hectare de teren arabil în proprietate. Ar dori să facă un proiect pe agricultură. Ce îi recomandați? Bine, informațiile sunt extrem de sărăcăcioase. E greu să știm ce a cultivat pe cele 10 hectare pe care le are în proprietate. Îi puteți recomanda ceva? În momentul de față, șanse reale ca să facă, deci până în 2023, singura măsură unde văd eu că dacă dorește exploatație pomicola, se va deschide 4.1a, acolo ar mai avea timp să se pregătească. În restul măsurilor, eu nu văd șanse în momentul de față. Da, așa este. Domnul Mârza vă întreabă, credeți că se merită să încep 4 ani la USAMV Cluj la distanță pentru a beneficia de avantaj în începerea unui proiect după finalizarea studiilor? Păi studiile le-ar face și pentru dânsul, nu doar pentru proiect. Accesarea unui proiect este oarecum discutabilă. Cum sună întrebarea dânsului, pare așa, ca o corvoadă, ca o greutate, dacă credeți că se merită să facă efortul ăsta. Cam așa sună. E simpatic telespectatorul nostru, domnul Nicu Mârza.
Da. De când, deci și în perioada 2007-2013, la fel și în perioada 2020. Deci punctajul s-a primit pentru studii superioare. Deci dacă dânsul dorește cu adevărat o activitate sau o afacere în agricultură, da, după mine se merită. Bun, acum rămâne să decidă domnul Mârza dacă se merită să facă efortul ăsta sau, mă rog, nu știu dacă e neapărat un efort. Ancuța Noghi. Am văzut în bara ecranului informația care ar fi liber la construcții în extravilan. Oare ne puteți da informații despre acesta? Despre aceasta? Încă nu, deci nu a apărut în monitorul oficial, așteptăm să apară și în monitorul oficial, dar în momentul de față la proiectele actuale nu cred că se va aplica această lege, dar dacă se aprobă în principiu deci anexele gospodărești și toate activitățile, construcțiile agricole nu o să aibă nevoie de PUZ pentru a putea construi. A se putea construi pe acel teren. Bun. Mai avem, să știți, întrebări de la prietenii noștri de pe Facebook. Nu știu cât timp mai avem până la un minut. Bun, dacă mai avem un minut, cred că n-are rost să enunț întrebarea acum. Prefer să dau curs întrebării după pauza de publicitate și tot atunci o să îi și răspundeți telespectatorului nostru, de fapt telespectatorilor, că sunt mai multe întrebări. Nu fac decât să îi invit încă o dată pe cei de acasă să scrie mesaje, să transmită întrebări, să vină cu fel și fel de lucruri pe care n-au reușit să le clarifice până în momentul de față, în fața invitațiilor mei, și cu siguranță că în această ediție de Agricultura la Raport vor primi răspunsurile pe care le caută. Luăm câteva minute de publicitate, după această pauză comercială o să ne și reauzim la numărul de telefon afișat pe ecran și tot atunci o să dăm curs mesajelor dumneavoastră venite aici pe pagina de Facebook AgroTV.